3 km până la capătul lumii, filmul regizat de Emmanuel Pârvu s-a bucurat de succes la proiecția din cadrul festivalului de la Cannes. Regizorul și actorii au fost aplaudați minute în șir de publicul venit să urmărească lungmetrajul care abordează tema relației dintre părinți și copii. Pelicula cu tematică LGBTQ urmărește șocul provocat familiei și comunității locale de povestea unui adolescent dintr-un sat din Delta Dunării, care este atacat brutal într-o noapte. Interesul lui Emmanuel Pârvu pentru tema relațiilor de familie, în special cea dintre părinți și copii, este cunoscut atât din scurtmetrajele, cât și din lungmetrajele sale. După ce a regizat numeroase piese de teatru, fiind nominalizat la Premiile Uniter în 2006 pentru piesa de debut, Emmanuel Pârvu a scris și regizat mai multe scurtmetraje. În 2018, scurtmetrajul Totul e foarte departe a intrat pe lista filmelor aflate în cursa pentru premiile Oscar. The words are coming. It's hard to talk les right mots now. Me manquent, j'ai du mal à m'exprimer. Thank you so much. Merci beaucoup. Thierry Fremont, thank you so much. The festival, merci the selection, au festival, the comité de sélection, le comité festival de sélection de pour ce festival. Thank you so de much merci for everything. Pour tout. I just want to name some of the actors here. Les acteurs avec moi. Valerio Andreuzza, Valerio Andreuzza, Cyprien Bogdan, le producteur qui est là avec nous. The producer of the film here. La productrice. The DOP right there. Le this chef is the DOP. Voilà mon chef that op. Marvelous job. Il a fait des miracles. The post-production director. Et le responsable des post-prod, l'ingénieur du son. Merci beaucoup pour le bruit du vent.